Ne-am rugat pentru lucrarea de pastorală și aș vrea să iau subiectul, să-l așez în contextul mai larg. Este doar una din funcțiile bisericii, celelalte fiind învățătura și evangelizarea, deci toate trei ar trebui să fie împreună parte din viața noastră a bisericii. Suntem în doctrina bisericii grefată pe scrisorile Apocalipsei și am vorbit în primul rând despre cine suntem. Și am văzut că nu suntem un club organizat după reguli și rânduieli pe orizontală, ci suntem împletiți cu cerul și cine n-are Duhul lui Hristos nu este a lui. A fi creștin nu înseamnă a fi baptist sau ortodox, a fi creștin înseamnă a-L avea pe Dumnezeu locuind în tine. Încreștinarea începe cu înviere din morți, nu cu o conformare la ritualuri, nu cu înscrierea într-un registru. Și pentru că biserica se definește la răscrucea dintre cer și pământ, ea este condusă de divinitate și umanitate, cu alte cuvinte și conducerea este la fel. Domnul Iisus este capul bisericii, Duhul Sfânt tâlcuiește cuvintele lui Hristos pentru biserică. Dar o face prin oameni dăruiți în care Duhul Sfânt lucrează și tălmăcește aceste cuvinte. Oamenii pe care Dumnezeu îi dă bisericii, practic, îi dă ca să împlinească funcțiile care vor duce la împlinirea scopului pe care Hristos îl are pentru biserica Lui. Uitați-vă la schema dinaintea dumneavoastră, definiție, funcție, formă. Cine sunt, va hotărâ ce fac. Iar când știu ce am de făcut, pot alege o mulțime de mijloace sau forme în care să-mi torn activitățile. Asta este adevărat în absolut orice domeniu al vieții, este adevărat și pentru biserică. Dacă noi știm cine suntem ca biserică, vom face doar ceea ce statutul nostru ne permite. Dacă ești mireasă, poartă-te ca tare. Dacă ești urma lui Hristos, stai pe urmele Lui. Observați, cine sunt va hotărâ ceea ce fac. În cine sunt și ce fac trebuie să fie armonie pe întreg pământul, pentru că este o Scriptură, un Duh Sfânt și un Hristos pe care noi îl propovăduim. Dar când e vorba de formele în care turnăm funcția bisericii, aici poate fi o diversitate totală. De aceea te miști dintr-o biserică locală în alta și vezi că formele se schimbă. Caută funcția. Dacă funcția este prezentă, obișnuiește-te cu forma și du-te mai departe. Dacă funcția lipsește, nu te mulțumi cu o formă goală. Caută un alt loc. Deci cine sunt va hotărâ ceea ce fac. Și ceea ce fac trebuie să ducă la împlinirea scopului pe care Hristos îl are pentru biserica Lui. Pavel spune în Efeseni 4:10, cel ce a coborât este același cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Când am cântat, mi-e dor de Tine, Doamne, știți ce ar implica aceste cuvinte dacă am crede? Să deschid în inima mea, cămăruță după cămăruță, să-L invit pe Hristos să umple toate lucrurile, cu alte cuvinte, să-L fac Domn în toate compartimentele vieții mele. Nu-L pot primi doar în anticamera vieții mele și să le las restul închise pentru mine, să trăiesc cum îmi place. Dacă L-am mărturisit ca Domn, trebuie să fac ceea ce El îmi cere. Și ăsta este scopul lui Hristos, El să locuiască în inimile noastre prin credință, El să domnească în viețile noastre. De asta ne-a așezat într-o biserică și de asta a dat bisericii pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători și ne-am rugat pentru oameni chemați, oameni dăruiți de Dumnezeu și este adevărat, pe aceștia îi dă Hristos bisericii. Dar observați cu ce scop îi dă, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos și acum Hristos pune înaintea noastră așteptarea Lui. Până vom ajunge toți, nu doar unii, toți, la unirea credinței și cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Hristos ne dorește pe fiecare maturi, om mare, înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Asta este destinația spre care călătorim, pentru asta suntem adunați împreună. Dacă ar fi să definesc un om mare, un om ajuns la statura plinătății lui Hristos, conform textului dinaintea mea, aș spune trei lucruri gândindu-mă la un pom roditor. În primul rând, un pom trebuie să aibă stabilitate, să nu răstoarne primul vânt, pentru că dacă primul vânt răstoarnă și-a pierdut viața, pomul acela moare. În al doilea rând, pomul acela trebuie să fie sănătos, poate avea stabilitate, să stea cu rădăcinile în pământ, dar să fie uscat. Călătorind prin
Germania și prin multe alte țări din lume, am văzut că mulți nu taie copaci uscați. Treci așa cu mașina pe șosea și copaci falnici stând în picioare, fără nicio frunză, uscați complet. Dragii mei, poți fi stabil, dar poți fi uscat în același timp și de aceea trebuie să fii verde. Și dacă ești sănătos, cu siguranță trecătorul nu va trece degeaba pe lângă tine, va putea culege din ramuri cât un rod. Stabilitatea ne-o dă cuvântul, verdeața ne-o dă aplicarea acestui cuvânt, iar bucuria altora de noi vine din roadele pe care noi le oferim celor de lângă noi. Sănătate sau stabilitate, sănătate și rodire, să o punem în alți termeni. Toate acestea se ating stabilitatea prin învățătură, sănătatea prin pastorala de care am vorbit, prin relațiile dintre noi, ajutându-ne unii pe alții să trăim cuvântul, nu doar să-l auzim, și rodirea implică trăirea noastră în mijlocul lumii, fiind lumină și sare pentru alții. Citesc textul mai departe. Un om mare nu mai este un copil plutind încoace și încolo purtat de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Dragii mei, să nu cumva să aveți impresia că oamenii aceștia vicleni și șireți vor veni îmbrăcați în negru cu niște coarne la voi și cu o furcă în mână ca și reprezentanții celui rău. Nu, nu, nu. Ei vin cu Biblia și vorbesc despre cuvântul lui Dumnezeu răstălmăcindu-l. Dacă e să te maturizezi, trebuie să lași cuvântul să te stabilizeze în credință, să creștem toți în unirea și cunoștința Fiului lui Dumnezeu. Pe urmă textul spune, dacă nu mai suntem copii, se vede în faptul că suntem credincioși adevărului, deci suntem lângă adevăr și îl spunem, îl vorbim în dragoste și creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul, Hristos. Iar dacă lângă stabilitate și sănătate există și rodire, atunci se împlinește și versetul 16. Din el tot trupul, bine închegat, strâns legat prin ceea ce de fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Dați-mi voie să iau cele trei lucruri, stabilitate, sănătate și rodire, și să le aduc în dreptul bisericilor din Apocalipsa. Aș începe cu stabilitatea doctrinară, cu ceea ce cuvântul lui Dumnezeu trebuie să lucreze în noi. Aveți în imaginea dumneavoastră drumul apostaziei celor 7 biserici. Cu alte cuvinte, faptul că ești biserica lui Hristos nu înseamnă că ești scutită de vânturile de învățătură care vin, și sunt foarte multe biserici care se îndoaie după vânturile de învățătură, se înstrăinează de cuvântul lui Dumnezeu. Ce e fascinant când te uiți la cele 7 biserici împreună, este că prima biserică stă lângă adevăr, ținând cu dinții de el, luptându-se pentru el. Ultima biserică l-a scos pe Hristos afară și mai este doar un pic să fie vărsată din gura lui Hristos. Dar ce e foarte interesant este că nu sar de la 0 la 100%, ci lucrurile încep pe nebăgate în seamă. Și puțin a luat dospește toată plămădeala dacă n-ai grijă de el. Și lucrul acesta se întâmplă în cele 7 biserici. Dați-mi voie să încep cu cea care ține cu dinții de adevăr. Biserica din Efes, știu faptele tale, osteniala ta, răbdarea ta, că nu poți să suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe învățătorii și apostolii mincinoși, pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Ai lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. O biserică ancorată în adevăr, care păzește, păstrează adevărul curat în mijlocul ei. Dacă sar peste cele două biserici în care Hristos n-are nimic de condamnat, Smirna și Filadelfia, uitați-vă biserica a treia. E foarte bună, dar puțin aluat este prezent, puține dospeală acolo în plămădeală. Ce am împotriva ta este că tu ai acolo niște, nu-s foarte mulți, sunt doar câțiva, niște oameni care țin învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai, nu foarte mulți, dar câțiva oameni care țin
învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Observați ce se întâmplă când nu te hrănești din izvorul curat. E învățătura și de aici și de acolo. Dacă n-ai capacitatea să alegi binele de rău, adevărul de minciună, le primești pe amândouă și când minciuna încozește în viața ta, minciuna începe să mănânce adevărul și dintr-o dată te pomenești în străina de Dumnezeu. Observați biserica din Pergam, numai câțiva oameni avea care diseminau învățătura lui Balaam. Dacă vin în Tiatira, lucrurile sunt mult mai grave. Ce am împotriva ta este că tu lași ca Izabela, femeia aceea care zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie, să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Învățătura lui Balaam sau învățătura nicolaiților era o învățătură un pic mai laxă care permitea creștinului să trăiască și el prin societate, să-și păstreze locul de muncă, să nu fie dat afară din serviciu, să poată să mai facă câte un compromis ca să nu piardă prea mult într-o lume care oricum îi strâmbă. Și Dumnezeu știe, când ai lăsat cel mai mic compromis, cea mai mică minciună în viața ta, îi atrage după ea o mulțime de altele și încetişor nu mai știi să deosebești binele de rău. Când ajungi în Sardes, în Sardes era o fațadă strălucitoare, îți merge numele că trăiești, dar vine verdictul celui care știe totul, ești mort. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Imaginați-vă o biserică în care doar câțiva oameni să mai țină tremurând de adevăr. Restul au cedat învățăturii lui Balaam. Câțiva oameni care nu și-au mânjit hainele. Iar la Odiseea, dragii mei, este deja rece de tot. O, dacă ai fi rece sau un clocot, dar fiindcă ești căldicel, rece în relație cu Hristos, plină de compromisuri, am să te vărs din gura mea, spune Hristos. Pavel, scriind bisericii din Corint, spune, nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Este suficient un compromis, ca compromisul acela să tragă multe altele după el. De când este istoria? De când, prin decizia lui Adam, răul a năvălit în lume și a adus moartea? Bătălia este pentru mintea credinciosului. Întotdeauna șarpele va zice, când ai de greu, oare trebuie să fii chiar așa de neprihănit? Nu fii prea neprihănit, să nu te pierzi singur. Spune Solomon și scos în textul din context, accept să cobori puțin standardele. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat, nu poți semna factura asta așa cum e? Toți știm frământările cu care ne încolțește cel rău în zilele noastre. Atunci când Dumnezeu te apucă și te scoate din lumea întunericului, te aduce la lumină, El începe prin a te naște din nou. Am spus, a fi creștin nu înseamnă a fi baptist, ortodox, reformat sau catolic. Nu religia te face creștin, ci învierea din morți te face creștin. Când Dumnezeu vine să locuiască în inima ta. Și știți ce face Dumnezeu? Te apucă în mintea ta. Nașterea din nou începe prin înnoirea în duhul minții noastre. Cum se face lucrul acesta? Lângă minciunile lumii, Dumnezeu aduce adevărul Scripturii. Și adevărul Scripturii vine și începe să condamne jumătățile de măsură cu care te-ai obișnuit trăind în lume. Și tu ai de luat o decizie, să mergi mai departe, cum ai trăit și până acum, sau să le dezbraci. Dacă n-ai curajul să le dezbraci, jumătățile de adevăruri te vor trage înapoi în groapa din care ai fost scos. Porunca este să vă înnoiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. Foarte mulți dintre noi ne-am bucurat când ne-a scos Dumnezeu din întuneric și ne-a dus la lumină. Dar nu știu ce s-a întâmplat și încetişor dragostea începe să răcească, ne obișnuim cu noul nostru statut. Și aici este problema, dragii mei. Odată născut din nou, dacă nu continuă creșterea și maturizarea, în mod foarte ciudat, dacă mintea nu se înnoiește în permanență sub tăișul cuvântului lui Dumnezeu, mintea se întoarce înapoi în tiparele ei vechi. Și nici nu bagi de seamă când se spune despre tine, a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate, ca o scroafă pe care ai spălat-o și ai scos-o din mocilă, te întorci înapoi în noroiul din care ai fost scos. Deci nu-i suficient să ți se înnoiască mintea la convertire.
înnoirea minții trebuie să fie un proces permanent în viață. De aceea Pavel scrie romanilor să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dar ce se întâmplă dacă mă mulțumesc cu am intrat pe poartă, slăvit să fie Domnul, și nu mai continui să-L urmez pe Hristos, să cresc spre maturitate, spre starea de om mare? Scriptura condamnă pruncia spirituală prelungită. Dragii mei, este o vreme să fii copil, dar trebuie să vină vremea să crești mare. Când vezi un om de 40 de ani care a rămas copil, la minte îți pare rău de el. Deci este un retardat, da. Și s-ar putea să fie perfect sănătos, dar el n-a plătit prețul maturizării, stă lipit de fusta mamei și a părinților. Uitați-vă la pericolul prunciei spirituale. Pavel scrie bisericilor evreilor care se frământau și ziceau în fața compromisului: oare n-ar fi mai bine să ne întoarcem la Moise și la templu și la cele vechi? De ce să suferim închisoare și batjocură și pagubă? Ce e așa mare diferență între Vechiul și Noul? Noul nici nu exista probabil încă atunci, Noul Testament. El începe să le vorbească despre Domnul Iisus ca mare preot după rânduiala lui Melisedec. Și la un moment se oprește și zice: oare mă înțelegeți ce spun? Asupra acestor lucruri avem multe de zis, lucruri grele de tâlcuit. Dar de ce? Fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Observați cum mintea s-a întors înapoi în năclăiala ei, în groapa ei. V-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvântului lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine se hrănește cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prung. Dar hrana tare este pentru oamenii mari. Cum arată un om mare? Un om mare și-a deprins mintea prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Un om mare și-a exersat mintea în a alege minciuna de adevăr, adevărul de minciună. Copilăria spirituală nu doar că te pune în pericol, dar este condamnată de Dumnezeu. Pentru că un copil nu cunoaște căile Domnului și de aceea este purtat încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Ascultați-L pe Dumnezeu vorbind după 40 de ani despre poporul Său, care a primit învățătură peste învățătură. Prezența lui Dumnezeu a fost în mijlocul lor de la ieșirea din Egipt și până ajungerea în Canaan. M-am dezgustat de neamul acesta și am zis: ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Ca biserică, ne adunăm ca să cunoaștem căile lui Dumnezeu și să ne încurajăm unii pe alții să umblăm pe ele. Ne adunăm să cunoaștem căile lui Dumnezeu și să ne încurajăm unii pe alții să umblăm pe ele. Pentru că biserica, spune Pavel, este zidită pe temelia apostolilor și prorocilor. Și asta este Sfânta Scriptură, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Pavel îi scrie lui Timotei, care a fost lăsat în Efes, să pună în rânduială tocmai acest compartiment. Spune: după cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Să nu se țină de basme și de înșirări, de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință. Așa fac și acum. Timotee, biserica lui Dumnezeu, este stâlpul și temeria adevărului și o astfel de biserică trebuie zidită pe adevărul curat al Scripturii. Asta dă stabilitate, dragii mei, asta te face să crești, te face un om mare. Dar indiferent câte eforturi comunitare s-ar face, cum am programat predicile de la Amvon, cum ar arăta anii, zeci de ani de aici încolo, dacă efortul comunitar nu este împletit cu efortul personal, ai foarte puțin câștig din el, din efortul comunitar. Tot ce vorbesc eu astăzi, peste 24 de ore, nu vă mai aduceți aminte decât 5%. Și asta este regula, ne-o spun psihologii. Cu alte cuvinte, poți fi foarte cuminte în fiecare duminică dimineață, dacă nu e nici măcar notițe, pe aici intră și pe aici iese. Și lucrurile se duc. Și te miri, stai de vorbă cu oameni care 20 de ani ascultă predici
și care toate le-au înțeles pe dos. Și există lucrul acesta, dragii mei, și între noi. De aceea întrebarea mea este, ce fac eu personal de-a lungul săptămânii? Cât mă interesează propria mea creștere întru chipul și asemănarea lui Hristos, dacă vreau sau nu vreau să ajung un om mare, să ajung la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. A venit toamna, au trecut concediile și vacanța, au reînceput grupurile în biserica noastră și dimineața a fost un anunț, dacă nu aveți un grup, decupați de partea de jos a buletinului de informativ ce aveți acolo, treceți-vă numele și vom încerca să vă primim în grupurile din biserica noastră. Intrăm în cartea Iacov și sunt o mulțime de adevăruri extraordinare care stau înaintea noastră. Dar degeaba vii duminică să le asculți dacă n-ai citit nimic peste săptămână. Probabil că aici trebuie să vii informat, trebuie să vii cu întrebări, trebuie să vii cu o rugăciune ca Dumnezeu să-ți vorbească în dimineața în care te prezinți înaintea Lui. În cartea Iacov vom fi confruntați cu foloasele încercărilor și cu bucuria de a trece prin încercări. Trebuie să fii nebun, să te bucuri de încercări. Dar dacă începi să înțelegi care e rostul încercărilor, vei vedea că ești chiar înțelept, bucurându-te în mijlocul lor și lăsându-L pe Dumnezeu să lucreze în viața ta. Vom vorbi despre înțelepciune și foloasele ei, despre ispite, cauzele și cum trebuie să te raportezi la ele în mod corect, despre faptele credinței, despre faptul că există vorbiri care omoară și vorbiri care dau viață. Și nu-i tot una, cum folosești cuvintele, ce faci cu limba asta mică care aprinde focuri mari, spune Iacov. Vom vorbi despre înțelepciunea de sus și înțelepciunea de jos, despre lumea și prietenia ei, despre mândrie și smerenie, vorbire de rău și bârfă, despre dependența de Dumnezeu în afaceri și într-o vreme de criză, dragii mei. Și acolo trebuie să zici, dacă va voi Domnul și dacă am fi spus cuvintele astea cu ani în urmă, n-am avea credite până peste cap, pentru că Domnul ne spune de mii de ani să nu datorăm nimănui nimic. Despre bogăție și sărăcie, despre boală, rugăciune și vindecare, toate acestea sunt în cartea Iacov. Dacă vrei să câștigi, trebuie să împletești efortul comunitar cu efortul tău personal. Să-ți faci timpul de părtășie, să vii într-un grup, să discutați lucrurile acestea. Vă pun înainte două modele. Pe Ezra, probabil, dacă el a scris psalmul 119, pe David, care a scris psalmul 19. Psalmul 119. O iau înaintea zorilor și strig, nădăjduiesc în făgăduințele tale. Cum să nădăjduiești în făgăduințele lui Dumnezeu dacă nu le cunoști? Mai întâi trebuie să ai poruncile Lui ca să le poți păzi. Dar pentru asta strâng cuvântul tău din inima mea. Când? Cum? Unde? Este întrebarea. Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Versetul 148. O iau înaintea străjilor de noapte. O, Doamne, să sune ceasul ora 4? Bine că s-a înnoptat și la ora 6 e încă întuneric, așa că te poți scula 6 fără un sfert. Dar să iei înaintea străjilor de noapte și să deschizi ochii ca să te adâncești în cuvântul lui Dumnezeu. Nu se face, nu se poartă. Știți de ce? Dați-le mult de lucru, să n-aibă vreme să umble după năluci. Televizorul e aprins încă la ora 11 și te uiți la tot felul de prostii și filme care numai mănâncă sufletul și inima. Ia pune un cerceaf alb pentru el și îngroapă-l pentru o lună de zile. Vezi cât de greu te dezici de el, cât de legat ești de lucrul acesta. Ai curajul să faci post de televizor și să vezi că te vei trezi mai devreme și te vei bucura de cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați foloasele acestui lucru, încercați. Asta spune Dumnezeu, puneți-mă la încercare. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrășmașii mei. Trăim într-o lume ostilă, avem vrășmași în toate părțile. Vrei să fii mai înțelept decât ei? Citește Biblia. Fă-ți timpul de părtășie, căci totdeauna le am cu mine. Oriunde te duci, du-te cu cuvântul lui Dumnezeu înarmat și vei vedea efectul care îl are asupra vieții tale. Sunt mai învățat decât învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Ezra, citiți tot psalmul 19, este un fantastic îndemn, psalmul 119. Dar dați-mi voie să vin la psalmul 19, psalmul lui David. Orânduirile tale, este vorba de poruncile lui Dumnezeu, de cuvântul Domnului. Orânduirile Domnului sunt fără prihană.
veselesc inima, poruncile Domnului sunt curate, luminează ochii, frica de Domnul este curată și ține pe vecie, judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Mi-e dor de tine, Doamne, hai să fim serioși. Dacă n-ai vremea să deschizi Biblia, cum să-ți fie dor de Dumnezeu? Este o poveste așa pe care ne-am obișnuit să o recităm și să o cântăm din când în când. Ți-e dor de Dumnezeu dacă îl cauți, dacă pui timp deoparte pentru El. Robul tău primește învățătură de la ele. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Dragii mei, puneți-L pe Dumnezeu la încercare. De mii de ani, cuvântul Lui este steaua polară care nu se mișcă. Teoriile vin și pleacă, cuvântul Lui rămâne. Și dacă îți fundamentezi viața pe cuvântul Lui Dumnezeu, vei trăi. Luni seara am trăit o experiență interesantă, am redeschis lunile seara, deși n-am decât o lună și va trebui să plec, îmi pare foarte rău, dar era spre sfârșitul serii când cineva sare în picioare, în mijlocul grupului de acolo și zice: pentru mine a fost seara asta, slăvit să fie Domnul. M-am uitat la el ca la felul 3, nu știam ce-i cu el. Am dat mâna, s-a rugat, au plecat. M-am întâlnit cu el vinerea asta. Și spune-mi, ce a fost povestea de luni seara? Și a început să-mi povestească situația. Finanțele mi-au scos la licitație toate averile, toate bunurile mele. Sunt în proces cu ei de luni de zile. Eu am dreptate, n-au ei, au călcat legea și cu toate acestea, în abuz și încălcare de lege, mi-au scos toate bunurile la licitație. În situația asta, ți se vinde casa, ți se vinde mașina, se vinde tot pe bani de nimica, unii profită, iar dacă ai câștigat procesul, îți dă bani înapoi. Ți-au vândut bunuri de miliarde și îți dau milioane înapoi, că atât au primit ei pe bunurile tale. Deci am fost în mijlocul, erau toți directorii acolo adunați. Săptămâna trecută, omul ăsta mi-a dat un telefon să-mi vorbească despre frământările lui. Și eu spun doar atâta: tu propovăduiești în închisori, propovăduiești la polițiști. L-am văzut eu, dragii mei, l-au oprit și l-au penalizat pentru 63 de km la oră în Oradea. A stat liniștit și a plătit amenda și când a venit polițistul, a scos o Biblie și a scos o broșură și a zis: bine ați făcut că m-ați amendat, sunteți aici, am călcat legea și trebuie pasibil de pedeapsă, dar vine judecata, spune el. Vine judecata, v-ați pregătit pentru ea. Polițistul a rămas înmărmurit. Ce, și eu am prieteni baptiști și penticostali, zice polițistul. A luat Biblia și broșura și m-am bucurat și i-a dat mâna, i-a zâmbit și a plecat. Și spun: Vali, poate că ești cărat în instanțe și peste tot să provoduiești unei alte categorii de oameni. A doua zi este chemat între toți directorii de la finanțe, era sala plină. Și a venit între ei și a zis: eu sunt pocăit. Voi îmi faceți o mare nedreptate, dar există un judecător deasupra voastră tuturor, care îmi va face dreptate și chiar dacă nu îmi va face și pierd absolut totul, sufletul meu este mântuit. Da sufletul vostru, îi întreba pe directorul de la finanțe. Aproape o oră le-a vorbit despre Hristos. După care a zis: acum spuneți-mi ce aveți de spus. După ce le-a vorbit despre Hristos, zice unul: asta nu-i chiar om rău, hai să-l ajutăm cumva. Și în loc să-i scoate bunurile la vânzare, au căzut de acord să plătească nu știu ce sumă lunar, până când se va termina procesul. Două zile mai târziu, îl sună unul din director și spune: ți-am făcut o mare de dreptate. N-am avut somn, am luat toate legile, ca și odinioară cu Mardoheu, toate legile și m-am uitat peste ele și am găsit o lege pe care noi am călcat-o și ți-am făcut o mare nedreptate. Cred că nu tu, ci noi trebuie să-ți dăm banii. Dar vă spun acum tâlcul. De două zile omul nostru era cu hârtie în mână pe care el a scris-o cu mâna lui, învățat de cei de la finanțe, și trebuia să facă doar o schimbare de dată pe hârtia respectivă. În loc de 2010, să scrie 2004. Știți ce era în joc? Peste 9 miliarde de roni. Asta era în joc. Și luni, aveam o planșă pe ecran. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și am pus o întrebare, neștiind cui vorbesc. Am zis: cât valorează sufletul tău? Care-i prețul pe care îl vinzi? Și atunci el a sărit în picioare și a zis: dar sufletul meu nu-i de vânzare? Eu l-am dat lui Hristos.
chiar, nu 9, 9 miliarde de euro și tot nu îmi vând sufletul. Și a plecat acasă un om liber. 2 zile mai târziu primește vestea. Spuneți-mi, mi-a zis el, cum aș fi putut să stau în fața acestor oameni care le-am spus, eu sunt pocăit. Și chiar dacă nu mă scoate Dumnezeu din mâinile voastre, tot nu mă compromit. Cum aș fi putut să le mai spun de cuvântul lui Dumnezeu? Ne uităm la el, zicem, ori nebun, ori de pe altă lume. Dragii mei, care din voi n-ați schimba o dată pentru 9 miliarde de roni? Este cineva să ridice mâna? De ce nu mai avem putere de mărturie? Imaginați-l pe omul acesta, cu câtă libertate merge în fața oricui să vorbească despre Hristos, să spună, Dumnezeu poate. Dar Dumnezeu l-a lăsat să treacă prin tot ciurul, să vadă cât valorează sufletul lui. Cât valorează sufletul lui. Spuneți-mi, ce ne-am face dacă n-am avea standardul cuvântului lui Dumnezeu care să spună ce-i minciuna și ce-i adevărul? Ce ne-am face? Trăim într-o lume în care așa sunt aranjate lucrurile ca să minți, să furi, să-ți fie rușine. Rușina, vinovăția și frica sunt torțile de care dracu te prinde și te duce cu el. Și dacă intri în jocul celui rău și nu crezi ce ți-a spus Dumnezeu, dacă tu cauți împărăția lui Dumnezeu și neprienirea lui să vă da pe deasupra mâncarea și îmbrăcămintea, dacă n-ai curajul să-l pui la încercare, nu vei ști niciodată bucuria aceluia care a zis, mă duc pe drumul drept. Dar ce-i fantastic, dragii mei, atunci când stai lângă cuvânt, cuvântul este o sabie cu două tăișuri și începe să lucreze în mintea ta și în viața ta. Și dintr-o dată vezi cum te transformi și nu te mai recunosc colegii, pentru că deși ai mințit alături de ei și ai mers la același potop de desfrâu cu ei, cum spune Petru, acum ai spus, nu, mulțumesc, Hristos m-a întâlnit, m-a iertat, m-a scos din mizeria aceasta, nu mă mai întorc în ea cu niciun preț. Și asta înseamnă integritate în caracter. Cu alte cuvinte, stabilitatea doctrinară duce la un caracter integru, pentru că cuvântul lui Dumnezeu cioplește în viața noastră. Când privești cele 7 biserici, Domnul Iisus spune aproape în dreptul fiecăreia, știu faptele tale, 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 în dreptul fiecărei biserici. Oare de ce? Dragii mei, faptele sunt dovada credinței, sunt măsura credinței. Toți putem să ne lăudăm cu credința noastră, dar faptele noastre, în ultimă instanță, sunt adeverința credinței noastre. Cred că nu la întâmplare Iacov spune, frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Observați cât de serioasă e problema, e vorba de mântuirea sufletului meu. De mântuirea sufletului meu. Poate oare credința aceasta, credința aceasta găunoasă, fără fapte, are doar un vapor, o vorbă, un gând, o cântare, mi-e dor de tine, Doamne, dar nu se vede în viața mea în niciun fel dorul acesta. Pe urmă el vine cu câteva argumente. După cum trupul fără duh este mort, toți ați văzut un coșciug și cimitirul, da? Asta înseamnă un trup mort, fără duh. Tot așa credința, fără fapte, este moartă. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nechipzuit, că credința fără fapte este zadarnică? În alte cuvinte, Domnul Iisus spune același adevăr. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă poruncesc eu? Dacă zicerea nu se transformă în faptă, dacă credința nu aduce ascultarea credinței, ea este drăcească, zadarnică, moartă. Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. O credință fără fapte este o casă zidită pe nisip. O credință care naște fapte este o casă așezată pe stâncă, spune Domnul Iisus, și indiferent câte și voie și vânturi ar veni, ea rămâne în picioare, pentru că s-a stabilizat în cuvântul lui Dumnezeu
și în bătaia vântului nu este o frunză purtată încoace și încolo. Pavel este trimis de Hristos să aducă la ascultarea credinței pe toate neamurile, nu la credință, dragii mei, ci la ascultarea credinței, la o credință care rodește, la o credință care transformă omul, caracterul lui, într-un chipul și asemănarea lui Hristos. Oare ne miră faptul că atunci când analizează 7 din bisericile lui, Domnul Iisus spune, știu faptele tale, știu faptele tale, știu fapte. Nu zice, știu credința ta? Și ascultarea credinței tale, credința ta pusă în negoz. Uitați-vă ce scrie Pavel Efesenilor. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, capitolul 4 cu 17. Să nu mai trăiți, să nu faceți faptele păgânilor, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare, săvârșesc cu lăcomie orice fel de răutate. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. V-ați uitat la El, l-ați întors pe toate fețele. Nu, pe toate fețele, nu așa este Hristos. Da. N-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit cu adevărul care este în Iisus, ați fost învățați. Învățați cu felul vostru de viață din trecut să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă noiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. Interesant, omul cel nou nu e o teorie, nu e un vapor, ci este un set de, de aia spune să vă îmbrăcați, îmbrăcămintea mea se vede, îmbrăcămintea mea mă poartă printre oameni, îmbrăcămintea mea este primul lucru care intri în contact, după care poți trece dincolo, dar lucrurile de afară. Și uitați-vă cum arată această îmbrăcăminte. De aceea, spune el, dezbrăcați faptele întunericului și îmbrăcați faptele luminii. Dezbrăcați minciuna, mânia, hoția, vorbirea stricată, amărăciunea, iuțimea, strigarea, clevetirea, răutatea, curvia, necurăția, lăcomia de avere, cuvintele porcoase, vorbele nechipzuite, glumele proaste și adicțiile de orice fel, beția, toate lucrurile care te leagă și pun stăpânire pe tine, dezbrăcați-le. Observați, toate acestea sunt caracterul meu în acțiune. Dacă caracterul meu este necristic, neschimbat, netransformat, astea sunt lucrurile care se văd în relațiile din jurul meu. Dacă, în schimb, cuvântul lui Dumnezeu începe să cioplească caracterul meu și lucrarea pastorală își face efectul în viața mea, relațiile se schimbă, uitați-vă cu ce sunt îmbrăcat, roadele luminii, adevărul, credincioșia, curăția, cumpătarea, bucuria și seninătatea, blândețea, stăpânirea de sine, hărnicia și dărnicia, bunătatea, mulțumirea, generozitatea, vorbirea liniștită, vorbirea spre zidire, cuvintele care dau har, vorbirea chipzuită și vorbirea cu psalmi. Imaginați-vă să vă întâlniți, să trăiți cu un om îmbrăcat cu hainele întunericului. Wow, ce complicat e să trăiești cu el, când toate aceste săgeți ies din gura lui și din ființa lui. Dar cât de fantastic este să fii celălalt om, omul nou, în mijlocul colegilor, la slujba ta, îmbrăcat cu Hristos, îmbrăcat cu caracterul cristic. Dragii mei, caracterul cristic este transparență și seninătate. Pentru că n-ai nimic de ascuns, ai dezbrăcat minciunea, te-ai îmbrăcat cu adevărul, poți umbla liniștit. Omul nostru, în prezența directorilor, s-a dus și le-a zis, știu că îmi faceți o nedreptate, știu că am dreptate conform legii și dacă țara este un pic de adevăr, se va dovedi. Și chiar dacă nu se va dovedi niciodată, sufletul meu este liniștit, transparent. Chipul lui Hristos se vede în graba cu care ierți și te împaci. Chipul lui Hristos se vede în munca cinstită și în generozitatea. Nu mai trăiești pe spinarea altora, ci începi să lucrezi cu mâinile tale la ceva bun și dai și altora cu inimă largă din ce ți-a dat Dumnezeu. Este mulțumirea și încurajarea, este stăpânirea de sine, integritatea și bunătatea.
Toate acestea sunt caracterul cristic. Așa arată un om mare, un om care crește spre statura plinătății lui Hristos. Întrebarea mea este, unde ni se cizelează caracterul? Nu între colegi. Acolo se manifestă caracterul. Acolo ești cine ești. Ca să ți se cizeleze caracterul, trebuie să cauți altfel de tovărășii. Un grup de oameni care cred ca și tine în valorile Scripturii. Un grup de oameni în care oricare dintre ei poate să pună degetul pe viața ta, să spună lucrul acesta nu-i conform Bibliei, nu-i bun. Și tu să iei aminte la ce ți se spune. Dragii mei, de aceea, lângă învățătura apostolilor, Duhul lui Dumnezeu a așezat legătura, nu tovărășiile rele, deși trăim în mijlocul lor, nu te rog să iei din lume, spune Dumnezeu, ci legătura frățească. Dacă n-ai un grup în care ți se spune adevărul în dragoste despre tine, chiar dacă doare, caută-ți altul. Sau începe tu, în grupul în care ești, să faci lucrul acesta, pentru că cuvântul lui Dumnezeu trebuie aplicat la viața noastră și de multe ori avem orbul găinii. Nu vedem ce nu e în ordine în viața noastră și de aceea Dumnezeu a pus în jurul nostru frați. Ascultați ce scrie Pavel bisericii evreilor. Luați dar seama, fraților, ca nici unul din voi, cu alte cuvinte, oricare din noi, poate avea o inimă rea și necredincioasă care să ne despartă Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții, despre asta este vorba, despre un grup în care ne îndemnăm unii pe alții în fiecare zi, câte vreme se zice astăzi, toată viața avem nevoie de frați. Pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice, astăzi dacă auziți glasul lui nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Pavel continuă în capitolul 10 din Evrei, să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste, dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și la fapte bune, spune El. Să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Foarte mulți avem impresia că dacă duminică dimineața suntem aici în mod regulat, n-am părăsit adunarea. Vreau să vă spun, nu-i suficient. Aici stai în ceafa celuilalt. Poți purta masca numărul 5 și zâmbetul numărul 5, zâmbetul de biserică. Cu alte cuvinte, nimeni nu te știe, nimănui nu-i dai socoteală. Du-te într-un loc în care cineva te vede în mod regulat. Probabil că de nevastă și de prunci te-ai ascuns și te-ai ascuns de mult. Du-te între frați care încetişor prin Duhul Dumnezeu încep să te citească. Lasă să se dea la lumină ceea ce ești. Și Duhul Dumnezeu va veni cu puterea Lui vindecătoare. Dragii mei, avem nevoie de locul în care se cizelează caracterul nostru și asta este legătura frățească. Nu sunt adunările publice, ci sunt părtășiile în care Duhul se arată prin unul spre folosul celuilalt. Stabilitate, sănătate și rodire. Stabilitate în adevărurile Scripturii, integritate în caracter, un caracter transformat, modelat de cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă procesul este să fie terminat și dacă vrei să vezi că ești sau nu un om mare, uite-te la mâinile tale. Cu ce sunt pline? Ce faci în împărăția lui Dumnezeu? Scriptura ne cheamă la disponibilitate pentru slujire. Din el tot trupul bine închegat, strâns legat, prin ceea ce de fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Uitați-vă la mâna mea. Asta e cotul meu. Cotul meu încheie brațul cu antebrațul. Sunt două părți. În textul nostru, cele două părți sunt unul eu, celălalt este Hristos. Cine n-are Duhul lui Hristos nu este a Lui. Nu-i vorba de mine și Cristi. Nu e vorba de relațiile dintre noi, e vorba de relațiile noastre pe verticală. Am spus, biserica se definește sau, la răscrucea dintre divin și uman, fiecare dintre noi trebuie să fim încheiați într-un fel, să conlucrăm cu divinitatea în zidirea bisericii lui. Dar ce interesant, textul spune, trupul își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei. Ce fac eu, nu face Hristos. Ce face Hristos, nu pot face eu. Biserica din Efes a încercat să facă ceea ce trebuia să facă Hristos. Și Hristos vine și mustră biserica din Efes și spune
Tu fă-ți treaba ta, eu smulg neghina din grâu la vremea potrivită. Treaba ta este să semeni grâul, să pui lumina în sfeștic. Observați, trupul își primește creșterea dacă eu, omul, îmi fac partea mea și las pe Hristos să-și facă partea lui. Uitați-vă la cuvintele Domnului Iisus din Luca 11:23. Cine nu este cu mine, nu e încheiat cu mine, este împotriva mea. Dacă nu ești încheiat cu Hristos, dărâm trupul lui Hristos. Doar încheiat cu Hristos zidești trupul lui Hristos. Dar ascultați ce continuă. Cine nu adună cu mine, risipește. Cu alte cuvinte, Hristos, partea divină, știe ce are de făcut, pentru că de la Tatăl a primit porunca. Eu mă încolonez lângă El, intru în jug alături de El, ca să conlucrez împreună cu El. Dar numai așa își primește trupul creșterea. Am auzit rugăciuni în dimineața aceasta, Doamne, statornicește în inimile celor chemați la această lucrare convingerea că sunt chemați la ea. Vreau să vă spun, toți suntem chemați la ea. Dacă avem curajul să stăm încheiați cu Hristos și să spunem ce a spus Pavel, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește prin mine. Fiecare în dreptul nostru e chemat la lucrarea de pastorală, fiecare în dreptul lui este chemat la lucrarea de evangelizare. Fiecare în dreptul lui este chemat la lucrarea de învățătură, la nivelul la care și la măsura credinței pe care o are. Cred că aici se aplică cuvintele lui Iacov. Credința fără fapte este moartă. Dacă credința ta în Hristos nu te pune în slujba împărăției lui Hristos, ea nu te mântuiește. Vezi, zice, benii propovăduiești mântuire prin fapte, ferească Dumnezeu. Eu nu cred că trebuie să faci fapte ca să fii mântuit, eu cred că faci fapte pentru că ești mântuit. Cu alte cuvinte, noi am primit prin har, în dar, lucrul acesta, dar am fost mântuiți pentru faptele pregătite de Hristos pentru noi. Și de aceea aș vrea să închei cu definirea credinței pe care mi-o dă Apostolul Ioan, nu în Apocalipsa, ci în Evanghelii. El prezintă toate adevărurile de care am nevoie ca să cred că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând, să am viață în numele Lui. Dragii mei, există patru concepte fundamentale de afirmația Lui de scop. 1. Iisus este Hristosul. Îți place, nu-ți place, crezi, nu crezi, El este Hristosul. El este Fiul lui Dumnezeu, indiferent ce spui tu. Și dacă El este Hristosul și Fiul lui Dumnezeu, există viață în numele Lui. Astea sunt un dat. Nimeni nu le poate atinge, nimeni nu le poate schimba. Există o singură variabilă, credința. Ioan știe că o credință falsă, drăcească, nu-ți dă acces la viața care este în Hristos. El spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Cum arată o viață din belșug? Cum arată un om mare, un om ajuns la statura plinătății lui Hristos? Înainte de a ieși din Evanghelie, Ioan vorbește despre trei arătări ale celui înviat. De ce? Credința în cel înviat este fundamentală, spune Pavel în Roman, dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Prin credința din inimă se capătă de prihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Dar nimeni n-a fost acolo să vadă învierea din morți. Și de aceea evangheliștii dovedesc învierea prin arătările Domnului Iisus Hristos. În Romani, capitolul 10, vedem că învierea este esențială. Uitați-vă la arătările din Ioan. În primul rând, Maria se întâlnește cu grădinarul și când o strigă pe nume, Marie, ea recunoaște și fuge la ucenici și spune, l-am văzut pe Domnul, l-am văzut pe Domnul. Ucenicii nu cred, Petru și Ioan fug repede la mormânt, se uită înapoi și pleacă acasă. Tot nu credeau, spune evanghelistul. Dar în seara aceea vine Domnul Iisus Hristos, zice, pace vouă. Copilașilor, aveți ceva de mâncare? Nu le venea să creadă. Când pleacă Domnul Iisus dintre ei, vine Toma, care lipsise. Știți ce spun ucenicii? L-am văzut pe Domnul! Toma zice, dacă nu pun eu degetul și palma mea în coasta lui, nu cred. 8 zile mai târziu, vine Domnul Iisus și Toma, pune-ți degetul în palma mea. Știți ce face Toma?
Și Tom ar fi putut zice, l-am văzut pe Domnul, l-am văzut pe Domnul. Dar nu-i de ajuns. Pasul al doilea este să cazi la picioarele lui și să-l mărturisești Domnul tău și Dumnezeul tău. Și vreau să vă spun că nici asta nu-i de ajuns. Știți de ce? Pentru că imediat după aceea, Toma, care a zis Domnul meu și Dumnezeul meu, era în barcă cu Petru și cu ceilalți, se întorși înapoi la vechea lor meserie să pescuiască. Probabil să-și răcorească creierii, nu le venea să creadă tot ce s-a întâmplat. Domnul Iisus dirigează bancurile de pești de pe mal ca să nu prindă nimic în noaptea aceea. Iar spre zorii zilei, deja peștele era prăjit, pâinea era acolo, nu știu de unde, dar zice, copilașilor, aveți ceva de mâncare? Ioan îl recunoaște, Petru sare în apă și fuge să spele sufletul de lepădările lui, dragii mei, și merge cu Domnul Iisus la o plimbare. Petre, mă iubești tu? Da, Doamne, te iubesc. Mă iubești? Oh. Doamne, tu toate le știi. Știi că te iubesc. De fiecare dată, spune, iubirea trebuie să se transforme în ascultare sau în slujire. De aceea spune, Paște, mielușei, oițele, oile mele. Foarte interesant, Petru se întoarce, poate că era prea mare cleștele, și îl vede pe Ioan. Și dar cu acesta ce va fi să schimbe vorba ca samariteanca la fântână odinioară? Da, unde e locul de închinare? Domnul Iisus îi taie vorba și nu-l lasă din laț și spune, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Dragii mei, o credință mântuitoare s-a întâlnit cu Domnul pe paginile Scripturii tălmăcite de Duhul Sfânt. L-a declarat Domnul lui și Dumnezeul lui, nu poate face nimeni în locul tău. Dacă n-ai făcut-o până acum, acum e momentul să zici, Doamne Iisuse Hristoase, Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar dacă după aceea nu pui următoarea întrebare, ce vrei să fac? Poate o astfel de credință fără fapte să te mântuiască? Scriptura spune nu. Ascultați-L pe Domnul Iisus, rostind El însuși acest adevăr. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, El o taie, și pe orice mlădiță care aduce roadă o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Știți ce se întâmplă cu mlădițele tăiate? Se usucă și sunt aruncate în foc și ard. Să nu-mi spuneți că ăsta e raiul. Aruncate în foc și ard. Nu, nu. Cu alte cuvinte, credința fără fapte este moartă și nemântuitoare. Nemântuitoare. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o cuminte, o înțeleaptă slujbă duhovnicească. Doamne, unde să-mi aduc trupul meu? Există un singur loc în care se primește jertfa, pe altar. Pe altarul zidirii trupului lui Hristos, implicat în lărgirea împărăției Lui prin mila Lui. Amin.